Aloha prieteni, eu sunt Tsunami și astăzi, având în vedere că piața cripto are parte de această corecție destul de agresivă care a dus Bitcoin până la 52.500 de dolari, m-am gândit să facem un video puțin mai special și să ne uităm la altcoin-uri, la altcoin-urile care au prețuri atractive în această perioadă și pot fi investiții bune pe termen lung și am pregătit 6 criptomonede pe care le-am acumulat sau pe care le-am pe radar pe această corecție. Bineînțeles, știu că e destul de greu să mai acumulez în această perioadă, având în vedere că piața cripto și în special altcoin-urile s-a corectat destul de agresiv în ultimele luni. Acum se vorbește foarte mult și despre această posibilă recesiune în următorul an și mulți chiar aleg să iasă din piața cripto. Din acest motiv, vedem și aceste scăderi atât pe altcoin-uri, dar și pe Bitcoin. Totuși, personal mă aștept ca ultimele luni din 2024 să fie puțin mai verzi pentru piața cripto, de asemenea, cred că 2025 ar putea fi un an bullish pentru această industrie și din acest motiv, astăzi vreau să ne uităm la 6 criptomonede pe care le acumulez în această perioadă sau pe care le-am pe radar pentru posibile achiziții. Menționez că lista cuprinde proiecte care mie mi se par interesante și pe care vreau să le acumulez pentru că fie nu am acumulat destul până acum sau poate nu l-am acumulat deloc. De asemenea, această listă nu trebuie luată ca un spate investițional și reprezintă doar o listă cu proiecte pe care eu le-am pe radar pe această corecție. De asemenea, videoul de astăzi va include și un mic bonus care va fi prezentat spre finalul videoului și înainte să începem, nu uitați că dacă vă place acest tip de conținut, puteți apăsa butonul de like, de asemenea puteți să vă abonați și bineînțeles puteți lăsa în comentarii și ce proiecte acumulați voi pe această corecție. Începem cu probabil cea mai bună investiție pe care putem să o facem în această perioadă și discutăm despre Ethereum, a doua criptomonedă din această industrie, dacă discutăm din punct de vedere al capitalizării. De asemenea, Ethereum este cel mai popular altcoin și chiar putem zice că nici nu mai face parte din această categorie de altcoin-uri. Moneda lui Vitalik Buterin a făcut în ultimul bear market trecere la consensul Proof of Stake și de asemenea în 2024 a primit și acel Ethereum Spot ETF în Statele Unite. Lucrurile ar trebui să arate destul de bine pentru Ethereum pe termen lung, deși Ethereum suferă destul de tare în această perioadă. Problema e și că acel Ethereum Spot ETF din SUA a venit într-un moment în care interesul pe cripto era destul de scăzut. Din acest motiv, și interesul pe acest Ethereum Spot ETF nu este prea mare, vedem foarte multe outflow-uri în această perioadă, dar vestea bună e că produsul companiei BlackRock a tras deja peste 1 miliard de dolari în acest produs și cu siguranță atunci când va trece acest fad legat de o posibilă recesiune în SUA, mă aștept să vedem un interes mai mare pe spațiul cripto și da, cred că Ethereum poate conduce acel mult așteptat altcoin season. Dacă mergem pe TradingView și ne uităm în prima fază la perechea ETH-BTC, vedem că Ethereum este la un nivel destul de scăzut în paritate cu Bitcoin. Da, un nivel care a mai fost atins pe 5 august, de exemplu, atunci când am avut parte de acel crash destul de popular. Dar da, este cel mai scăzut nivel pentru Ethereum în paritate cu BTC în acest ciclu cripto. Ultima dată când Ethereum a mai fost la un asemenea nivel se întâmpla în aprilie 2021. De asemenea, dacă ne uităm și la perechea Ethereum cu USDT, vedem că Ethereum a scăzut până la 2150 de dolari în această perioadă, o corecție de aproximativ 45-46% față de maximul din acest an, care a fost de aproximativ 4000 de dolari. Un alt lucru interesant este că Ethereum a mai fost în această zonă tot pe 5 august, când a fost acel crash de pe 5 august, dar Ethereum în această zonă de 2100-2200 de dolari reprezintă practic cel mai bun preț pentru Ethereum în 2024. Și să nu uităm, discutăm despre a doua, cea mai importantă criptomonedă din această industrie și de asemenea de criptomoneda care stă în spatele cel mai popular blockchain din spațiul cripto. Trecem la a doua poziție și rămânem tot în ecosistemul Ethereum, unde discutăm despre zkSync, un proiect lansat în această vară, un proiect foarte popular în această perioadă și asta pentru că zkSync reprezintă unul din cele mai populare blockchain-uri Layer 2 de pe rețeaua Ethereum. Proiectul are o capitalizare destul de atractivă, 382 de milioane de dolari și ocupă locul 128 în clasamentul CoinMarketCap. Vestea bună e că a introdus în circulație 17% din supply.
Am mai acumulat ZKSync tot în această zonă de aproximativ 10 cenți și pe această corecție am preferat să mai adaug la acea poziție. Asta pentru că sunt conștient că ecosistemul Ethereum nu are parte de prea multă dragoste în această perioadă, nu trece prin cea mai bună perioadă și ZKSync este un proiect destul de important din acest ecosistem. Practic ZKSync este o amenințare serioasă pentru Arbitrum, asta pentru că este un blockchain Layer 2 care folosește tehnologia ZK. Blockchain-ul ZKSync era a fost activ în piața cripto și în ultimul bear market, chiar dacă tokenul a fost lansat în această vară. ZKSync a atras multe proiecte interesante pe propriul ecosistem și atunci când va începe nebunia pe altcoin-uri și când va începe nebunia pe Ethereum, cred că ZKSync poate fi unul din proiectele care poate exploda. Având în vedere că discutăm despre unul din cele mai bune proiecte de tip Layer 2 și de asemenea discutăm despre unul din cele mai populare proiecte lansate în 2024. Continuăm cu următoarea poziție unde lucrurile devin interesante, asta pentru că avem pe listă un proiect pe care până acum nu l-am în portofoliu. Discutăm despre Cosmos, un proiect care îmi place foarte mult, deși nu l-am acumulat până acum. Cosmos este un proiect de tip Layer 0, foarte similar cu Polkadot și da, eu am fost fan Polkadot. Până acum m-am axat doar pe Polkadot când a venit vorba de sectorul Layer 0. Totuși, Cosmos este un proiect pe care întotdeauna l-am apreciat și asta pentru că este descris ca un interchain sau ca un internet de blockchain-uri. Proiectul a introdus foarte multe tehnologii interesante. Discutăm despre Cosmos SDK, avem de asemenea IBC Protocol sau Inter-Blockchain Communication, dar și alte tehnologii prin care acest ecosistem s-a remarcat în această industrie. Iar deși eu sunt fan Polkadot în acest război dintre Polkadot și Cosmos, trebuie să recunosc că Cosmos a fost ecosistemul mai bun în ultimul bear market. Putem vedea acest lucru și după proiectele lansate aici în ultimii ani. De exemplu, pe Cosmos s-au lansat proiecte precum Sei, Celestia, Mantra, Akash Network sau Dimension. Da, multe proiecte populare în acest an. Putem menționa și Saga, acel proiect ce a fost prezentat pe launchpool-ul Binance în 2024. Iar cu toate astea, personal, nu pot să-mi explic cum Atom, moneda proiectului Cosmos, a ajuns în această perioadă la un preț sub $4, un preț de doar $3.70, un preț pe care Atom nu l-a mai avut din 2021 și asta chiar dacă această criptomonedă stă în spatele unui ecosistem foarte important din această industrie. Dacă mergem și pe TradingView, putem vedea că Atom a scăzut în 2023 până la un preț de aproximativ $6, apoi a venit acea creștere în piața cripto și Atom a crescut până la un preț de $14.5, maximul din 2024, dar apoi Atom s-a prăbușit, a ajuns până la un preț de $3.7 în prezent, un preț foarte mic pentru Atom și un preț pe care Atom nu l-a mai avut din august 2020. Personal, mi se pare greu de înțeles cum Cosmos a scăzut așa de tare, deși oferă unul din cele mai bune ecosisteme cripto în 2024. Da, cred că Cosmos este un proiect subevaluat și vreau să-l acumulez în această perioadă. Totuși, strategia mea ar fi să nu neapărat să achiziționez Cosmos, cât să renunț la o parte din poziția pe care o am în Polkadot, un alt proiect Layer 0. Consider că poziția mea în Polkadot este destul de mare, având în vedere ce a prezentat sau ce a oferit proiectul în ultimul bear market, așa că mă gândesc că o strategie bună ar fi să dețin atât Cosmos, dar și Polkadot, adică ambele proiecte populare de tip Layer 0, mai ales că personal cred că Cosmos are un potențial mai mare decât Polkadot în această perioadă, asta pentru că are un ecosistem mult mai bun și de asemenea are o capitalizare mult mai mică în comparație cu Polkadot. Pentru următoarea poziție rămânem tot în ecosistemul Cosmos și discutăm despre Celestia, probabil cel mai popular proiect din acest ecosistem în 2024. Celestia este un proiect care de asemenea mi-a plăcut foarte mult în ultimul an. Problema e că l-am remarcat într-un moment în care Celestia avea parte de o creștere destul de mare și am preferat să nu mă ating de el. Celestia reprezintă primul blockchain modular și chiar a dat trendul unei noi narrative în spațiul cripto. De asemenea, tehnologia proiectului Celestia este astăzi utilizată de foarte multe proiecte populare
Și da, din acest motiv, proiectul are parte de o atenție foarte mare în 2024, mai ales că Celestia este unul din puținele proiecte ce se pot lăuda în acest an cu un 10X și da, un 10X care a dus proiectul la un preț de peste $20. Totuși, Celestia s-a corectat destul de tare după ce a depășit prețul de $21 și în prezent vedem că a scăzut chiar sub $4, un preț pe care Celestia nu l-a mai avut din noiembrie 2023. Deci putem zice că Celestia este practic în prezent la cel mai mic preț din 2024. Personal, am reușit să acumulez Celestia Saltia pe corecția de pe 5 august și prețul de achiziție este undeva la $5 pentru TIA. Acum vedem că este la un preț și mai atractiv și mă gândesc destul de serios să mai adaug la această poziție. Bineînțeles, Celestia s-a corectat destul de tare și pentru că are parte de un FAD legat de Tokenomics, asta pentru că proiectul va avea o deblocare foarte mare de monede pe 31 octombrie, adică peste o lună și 23 de zile. Dacă mergem mai jos, vedem detalii despre această deblocare și de la 25% din supply în circulație, proiectul va ajunge la aproximativ 41% din monede în circulație pe 31 octombrie. Totuși, cu cât ne apropiem mai mult de această deblocare, mă gândesc că este sau va fi priced in, adică nu va mai impacta așa de tare prețul tokenului TIA și tocmai din acest motiv cred că Celestia este o investiție foarte atractivă în această zonă de $3-4. Mergem la a cincea poziție și rămânem tot pe narrativa de blockchain modular, unde discutăm despre Dimension, un proiect foarte popular în acest an, dar în același timp un proiect care adevărul e că a dezamăgit foarte mult, asta pentru că a avut o corecție foarte agresivă. Mulți sperau ca Dimension să fie următorul Celestia și până acum nu a fost cazul, asta și pentru că Dimension practic s-a lansat când acel mini bull run din 2024 era pe sfârșit, adică știm că din martie piața s-a corectat și da, Dimension din păcate a fost foarte afectat de această corecție. Dimension reprezintă un blockchain layer 1 și este de asemenea un alt proiect popular din ecosistemul Cosmos. Proiectul introduce tehnologia de rollups care reprezintă blockchain-uri modulare ce oferă lichiditate și conectează userii în acest ecosistem și practic prin acest concept de rollups mulți cred că Dimension se poate remarca în acest ciclu cripto pe această narrativă de blockchain modular. Legat de Dimension, menționez că dețin acest proiect în portofoliu și am făcut DCA de mai multe ori pe el, asta pentru că e un proiect care mi-a plăcut, e un proiect care împreună cu Manta Network cred că are un potențial mare în acest ciclu cripto, chiar dacă corecția pe Dimension a fost destul de agresivă. Partea bună e că Dimension pare că a atins un bottom în această zonă de 97 de cenți, aproximativ $1. Putem vedea că Dimension a ajuns în această zonă atât în luna iulie, dar și în august, pe acea corecție de pe 5 august și momentan încă nu s-a corectat, adică acum pe această corecție din septembrie vedem că nu s-a corectat așa de tare, a ajuns totuși la un preț de $1.13 și personal în această zonă de aproximativ $1 cred că Dimension este o investiție atractivă pe termen lung. Da, se mai poate corecta dacă și Bitcoin va continua corecția în următoarea perioadă, dar Dimension cred că arată bine, având în vedere că s-a corectat cred că 90%, este în continuare un proiect bun și face parte dintr-o narrativă populară în acest ciclu și este unul din proiectele atractive pe această corecție. Continuăm cu următoarea poziție și discutăm și despre Aptos, un proiect pe care trebuie să recunosc că până acum nu l-am în portofoliu. Aptos este un proiect care îmi place mult, asta pentru că exact ca sui, Aptos este un blockchain de tip Layer 1 și nu am văzut foarte multe astfel de proiecte lansate în ultimul bear market. Practic, cred că Aptos este cel mai popular blockchain lansat în ultimii ani și proiectul a ajuns pe locul 26 în clasamentul CoinMarketCap, are o capitalizare de aproape 3 miliarde de dolari și stă destul de bine pe partea de supply. Exact ca sui, Aptos reprezintă un blockchain layer 1 ce folosește limbajul de programare Move. Proiectul colaborează cu nume foarte mari, printre care Microsoft, Amazon Web Services, Google, Mastercard sau Coinbase și proiectul se laudă că a putut procesa pe propria rețea
peste 150.000 de tranzacții pe secundă. De asemenea, este un blockchain care vedem că oferă atenție și sectorului AI și proiectul a fost chiar descris ca un posibil Solana killer și a tras finanțări chiar de la nume precum Dragonfly Capital, Franklin Templeton sau Binance Labs. Că despre moda proiectului putem vedea că Aptos a atins un all-time high de $20 undeva în ianuarie 2023, apoi tokenul proiectului s-a corectat undeva până la $4.78, iar apoi a reușit din nou să ajungă foarte aproape de all-time high în 2024, când a atins chiar un preț de $19. De asemenea, în această vară putem vedea că a picat din nou la prețul sau la nivelul pe care îl avea în octombrie 2023 și cu toate astea, Aptos cred că are un potențial foarte mare în viitor, șanse foarte mari să facă un nou all-time high în 2025, iar în această zonă de aproximativ $5, cred că Aptos este o investiție interesantă pe termen lung. Mergem mai departe și ne uităm și la bonusul din video de astăzi. Aici discutăm despre Nibiru Chain, un proiect ceva mai mic, un proiect pe care până acum nu l-am în portofoliu. Da, dețin câteva monede pentru că proiectul a fost pe launch pool-ul Bybit, dar până acum Nibiru Chain a fost un proiect pe care l-am urmărit, dar am așteptat să văd că face un bottom. În prezent, proiectul se află pe locul 894 în clasamentul CoinMarketCap, are o capitalizare mică, doar $12 milioane, și da, are o corecție foarte agresivă de la un preț de aproximativ $1 până la un preț de 6 cenți în prezent, dar cu toate astea, Nibiru Chain arată destul de atractiv în această perioadă. Ca o scurtă prezentare, Nibiru Chain este un blockchain Layer 1 dezvoltat în special pentru aplicațiile descentralizate. Proiectul se pare că a reușit să atragă până acum peste 80 de echipe care dezvoltă pe acest ecosistem și de asemenea a atras finanțări de la nume sau companii foarte mari de VC din această industrie. De exemplu, vedem nume precum NGC Ventures, Stripe Capital, Kraken Ventures, care este divizia de investiții a exchange-ului american Kraken, avem și Hashkey Group și foarte multe alte nume populare în această industrie. În timp ce ecosistemul Nibiru numără în prezent 135 de proiecte și asta din diferite sectoare precum AI, DeFi sau chiar gaming. De ce mi se pare Nibiru Chain o investiție interesantă în această perioadă? Ei bine, proiectul a organizat o etapă de ICO în ianuarie 2024. În această etapă, prețul tokenului Nibi era de 5 cenți sau $0.05 și da, cei care cumpărau în etapa de ICO aveau și o perioadă de vesting de 12 luni, iar în prezent, în luna septembrie, după această corecție pe care Bitcoin o are în această perioadă, se pare că Nibiru Chain sau Nibi a ajuns din nou la un preț de 5 cenți, adică la prețul pe care proiectul l-a avut în etapa de ICO, asta fără a suporta și acel vesting despre care am vorbit mai devreme. Practic vorbim de un proiect de tip Layer 1 ce are în spate investitori foarte mari, are multe proiecte care dezvoltă pe propriul ecosistem și asta la preț de ICO. Din acest motiv, proiectul a avut parte și de o creștere frumoasă în această săptămână, chiar o creștere de 100% și s-a apropiat de prețul de 10 cenți. Din acest motiv, Nibiru Chain mi se pare foarte atractiv în această perioadă. Da, este un proiect riscant, poate scădea chiar sub prețul din ICO, deci nu trebuie neapărat să ne agățăm că nu va pica sub acel preț, dar e clar că în această zonă are un suport destul de puternic și de asemenea și capitalizarea proiectului este foarte atractivă, doar $12 milioane, asta pentru un proiect de tip Layer 1, ce are în spate multe companii de VC și multe echipe care dezvoltă pe propriul ecosistem. Și acestea au fost câteva proiecte cripto interesante pe care le-am pe radar în această perioadă. Sunt curios ce proiecte din lista de astăzi aveți voi în portofoliu și de asemenea ce proiecte aveți pe radar pe această corecție. Lăsați în comentarii părerile voastre, eu vă mulțumesc că ați urmărit acest material până la sfârșit, iar noi ne revedem în următorul episod. Aloha, prieteni!